Bună, Rac, și bine ai venit la etalarea ta pentru perioada 1-15 martie. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te-aș ruga să iei de aici doar mesajele care rezonează cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Prima carte, ca și energie generală, este asul de monede. Un nou început care vi se oferă pe tavă. Poate veți cunoaște persoane noi în această perioadă, poate o anume relație din viața voastră se stabilizează ceva mai mult. Simt foarte pregnant aici energie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Poate mergeți mai mult în natură în această perioadă, poate primiți tot felul de cadouri, tot felul de atenții. Pentru unii raci posibil să fie atenții foarte valoroase. O nouă relație sau o nouă dimensiune, mai bine spus, a unei relații, iarăși se simte foarte pregnant aici cu acest as de monede, însă discutăm despre poate o relație de iubire care se apropie mai mult de zona prieteniei în această perioadă sau discutăm despre închegarea unei anumite relații din viața voastră. Repet, e o etalare generală, nu-i neapărat de dragoste, poate să fie vorba și despre o relație cu o persoană anume din viața voastră. În poziția voastră, 7 de cupe. În această perioadă vă faceți iluzii, poate conștientizați că aveți mult mai multe oportunități față de cum ați crezut voi până acum. Așteptați o surpriză, așteptați să se mai arate încă ceva la orizont. Sunteți foarte dominați în această perioadă de sentimentele voastre. Vă faceți foarte mari iluzii cu privire la o relație anume din viața voastră, la o persoană. De asemenea, v-am spus, aveți foarte multe oportunități pe care încercați pe cât posibil să le nu știu, să profitați de ele, dar, repet, unele sunt doar în mintea voastră, deci nu toate sunt reale. Dar ideea este că vă gândiți așa și aveți, vă simțiți pe un norișor, pur și simplu. În poziția sufletului este un 4 de bâte. Sunteți foarte stabili, aveți o victorie pentru sufletul vostru, probabil din acest motiv vă simțiți aici pe un norișor, pur și simplu. Sărbătoriți ceva. E o perioadă de sărbătoare pentru sufletul racilor. Sunteți foarte puși pe treabă, parcă puneți bazele la ceva mult mai stabil. Poate să fie vorba de o relație, de relațiile voastre la modul general, poate de un proiect la care munciți mai cu drag și spor în această perioadă. Sunt energii foarte pregnante pentru voi, deci sunteți pe un norișor pur și simplu. Tot în poziția voastră este un 2 de bâte. Se accentuează foarte mult această energie de foc, leu, săgetător, berbec. Poate aveți de-a face cu o asemenea persoană. Parcă vă faceți planuri pentru un viitor foarte îndepărtat sau pentru o călătorie pe care urmează să o faceți. De asemenea, pentru unii raci, posibil să aveți discuții ori pe zona internetului, posibil, cu persoane de la distanță și să vă faceți planuri de viitor cu privire la o eventuală relație în acest sens. Puteți să vă și împrieteniți cu persoane noi, iarăși, posibil și acest scenariu. Vă faceți foarte multe planuri de viitor, după cum am spus, însă, cumva, încercați să căutați, da, și văd că oarecum găsiți mai multe oportunități, mai multe căi pentru a ajunge acolo. Sau pur și simplu vă și gândiți că acolo va fi sau acolo într-un loc fizic sau într-o situație anume într-o relație, da, va fi extraordinar de bine, extraordinar de frumos. Însă e adevărat, unele lucruri vor fi așa, dar veți avea parte și de o surpriză și pe lângă acest lucru, nu tot ceea ce gândiți voi, nu tot ceea ce vi se arată este și real, cel puțin în această perioadă. Pentru unii raci chiar e posibil și voi să faceți promisiuni la rândul vostru, promisiuni de care e posibil să vă dați seama pe parcurs că nu prea le puteți duce la bun sfârșit.
În poziția celelalte persoane este un cavaler de cupe, deci vine prințul pe un cal alb, vine o ofertă către voi, posibil pe zona dragostei pentru unii, pentru alții discutăm despre o veste, o ofertă pe sufletul vostru, ceva care vă împlinește pur și simplu. Tind să cred aici că pentru mulți raci chiar e vorba de o relație nouă sau de o nouă dimensiune a relației în care vă aflați. E foarte interesant că în jurul vostru se anunță un nou început. E o persoană de viitor, o persoană care pur și simplu vă stârnește să vă gândiți mai intens la viitor față de cum ați făcut-o până acum. Această cupă a iubirii care vine către voi este matură, este ceva stabil și de asemenea vă poate duce către o mai mare stabilitate din viața voastră. Poate e o perioadă în care și deschideți ochii nițel, deci ceva vă face să vă simțiți pe un norișor. Tot în poziția celorlalți sau în poziția celelalte persoane, pe zona sufletului, este un as de spade. Deci primiți vești, primiți tot felul de idei cu privire la sentimentele celorlalți. Poate ceilalți își exteriorizează sentimentele, poate își spun intențiile față de voi. Pur și simplu, ceilalți parcă își calcă ușor pe suflet, parcă își fac acolo operații pe suflet și își schimbă oarecum anumite idei, anumite păreri pe care le aveau despre voi. Dar pentru mulți raci simt o energie de un nou început aici. Poate cunoașteți o persoană nouă, poate vă faceți prieteni noi, poate vă schimbați jobul în această perioadă. Ceva se simte foarte pregnant aici. Acest as de spade, de asemenea, vorbește despre faptul că ceilalți în această perioadă poate își schimbă modul de a iubi, modul de a-și exprima sentimentele. E adevărat, poate să fie într-un mod rece, foarte direct, ceilalți sunt destul de direcți din acest punct de vedere sau cealaltă persoană. Tot în poziția celorlalți este arcana majoră îndrăgostiții. Poate aveți de-a face cu vreun gemeni pentru unii raci, dar nu pentru toată lumea. Îndrăgostiții aici vorbește despre un personaj din viața voastră care va avea de făcut niște alegeri. De asemenea, vă va vedea ca o tentație extraordinar de mare dacă discutăm de zona personală. Dacă discutăm despre relații în general, ceilalți sunt puși în fața faptului de a face o alegere. O alegere între minte și suflet, o alegere între două persoane. Pentru unii chiar poate să fie vorba de un trio aici. A venit și pisica la voi. Cred că mai mereu vine la raci, nu știu, vă place foarte mult. Ea e foarte sensibilă, la fel ca voi, deci probabil rezonați extraordinar de bine din acest punct de vedere. De asemenea, simt aici foarte pregnant o energie de suflet pereche pentru unii raci, dar v-am spus, ideea de suflet pereche, nu discutăm neapărat despre o iubire, poate să fie vorba și despre o relație de prietenie, o relație de la locul de muncă. O persoană cu care, să spun așa, rezonați din punct de vedere emoțional. Dar sunt energii bune pentru racii noștri pe parcursul primei jumătăți a lunii martie. La baza pachetului avem acest valet de monede și faietonul, deci o provocare foarte mare pentru voi din exterior, pur și simplu o energie foarte, foarte puternică, pasională, un entuziasm fantastic referitor la acest nou început. Pentru unii, să știți că poate fi vorba de o veche relație care se reactualizează. De asemenea, posibil să primiți o invitație de undeva, să mergeți în peste mări și țări sau să aveți discuții foarte pregnante pe zona aceasta internetului, discuții pasionale, discuții foarte plăcute sufletului vostru. Hai să vedem și tarotul umbrelor, ce vrea să ne spună pentru dragii mei raci și 1-15 martie. Hai să vedem aici la 7 de cupe.
Doi de bâte, după cum spuneam, deci vă faceți foarte multe planuri de viitor, vă faceți foarte multe iluzii cu privire la un rezultat îndepărtat, a unui proiect pe care voi îl începeți acum sau ceva, sau pentru alții poate fi vorba chiar de faptul că vă faceți iluzii prea mari cu privire la un viitor într-o relație anume. E adevărat că cealaltă persoană este foarte stabilă în această perioadă, e adevărat că cealaltă persoană vă dă vești, multe vești stabile, posibil chiar pe zona internetului, referitoare la toată această poveste de dragoste. Posibil de asemenea să aveți parte de persoane care vă curtează în această perioadă. Hai să vedem ce e cu acest as de spade. Cavalerul de cupe. Deci e clar, vorbim despre o ofertă de dragoste, de această dată la răcușorii noștri despre acest lucru e vorba. Deci o veste pe zona aceasta a dragostei sau chiar o veste pe sufletul vostru de la locul de muncă. La baza pachetului avem stăpânul. Dacă sunteți doamnă, tare tind să cred că discutăm despre iarăși energie pregnantă de suflet pereche. Poate sunteți mult mai sigură, poate aveți o energie ușor masculină în această perioadă, dar de asemenea simt aici că unii veți avea de-a face cu un personaj mai masculin, un personaj foarte înrădăcinat în propriile convingeri și un personaj destul de copilăros în același timp. Foarte interesant. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei răcușori, și vă doresc o primă jumătate a lunii martie de poveste.